Construcție semănătoare SPC-6 modificată pentru nautil. Îi dăm drumul la râșniță. Tarzan, ce faci? Uitați care merge cel mai bine. Asta, deocamdată, a fost testată pe condiții, în condiții foarte grele de umezeală. Se lipea pământul aici, dar nu-i bai. Ce se întâmplă? Am tot văzut pe YouTube tipurile de construcții de asemănători nautil, fără arat, fără să întorci brazda. E, nu corespund anumite treburi. Aici, în fața patinii, dă toate resturile vegetale la o parte, în loc să le toace în față, să rămână pe aceeași bandă de semănat. De ce? Pentru că spuneam asta, dacă vă aduceți aminte, referitor la humus. Resturile vegetale de pe rândul de semănat trebuie foarte bine tocate, amestecate aici și așa, și pe urmă băgată sămânța. Totodată e bine să pun aici un element de la diuză, de la met, cu apă foarte puțină, cu un accelerator de distrugere a resturilor vegetale, mai bine zis, de formare a humusului foarte, foarte repede, nu în câțiva ani de zile, cum fac unii, lăsându-l la suprafață. Deci doar această bandă modificată conform tuturor regulilor, și mai ales asta, crearea humusului și pe rândul de semănat. De asemenea, m-am gândit și mi-a spus un mare profesor: vezi ce faci aici, zgârmă mai adânc încoace, în așa fel încât să fie la o palmă cel puțin distanță față de unde cade sămânța, să fie zgârmat mai adânc și băgată îngrășămintea de sus până jos, deci difuzată, nu lăsat așa, ci așa, ca pivotul să se ducă în jos, pe adâncime. Nu mai vorbim că multe chestii astea nu se fac ca lumea numai într-o singură trecere primăvara, ci și cu altfel de semănători, dar care pregătesc din toamnă rândurile prin prespargere, în așa fel încât apa care vine se ducă în profunzime, jos, până acolo unde ajunge pivotul. Alta, vreau să mai creez și o bandă mai lată, dar tot cu resturi vegetale amestecate, întrucât floarea are o circumferință a rădăcinii de aproximativ 30 de centimetri. Și dacă creez un simplu șanț așa și bag sămânța acolo, fără pivot, fără, deci pe verticală și pe orizontală, cum naiba vrei să avem producții? Ia să vedem din coace. Da, mi-au venit o parte din piese, astea, trebuie să le locuiesc cu astea de aici, nu? Să o pun pe asta, nu arăt firma, nu nimica. Și referitor la pivot și amestecarea resturilor vegetale cu pământul, ia câteva variante. Pe alt sistem de prindere, nu? Cel care inițial era fără talerele astea de disc, aici, pe aici vine furtunul, cade sămânța, și talerele astea de disc
vor da și amesteca totodată la o parte, practic îndreaptă pământul, dar respectă crearea humusului. M-am gândit să-l pun și pe ăsta în față, dar înainte de a-l pune trebuie să fac testele să văd cum merge, nu? Dacă nu, o mai vedea, îl întorc pe ăsta pe aici așa, văd cum și pun talerul în față ca să taie perfect pe mijloc resturile vegetale. Da, referitor de ce am optat la sistemul ăsta, pentru că aici dedesubt, așa, pot să-i spun și un zgârmâș de la care se ducă, uite aici, până la vârful talerilor de disc, să creeze un șanț mai lat, ca să îmi vină îngrășămintea de sus până jos, în așa zisul sistem de cascadă. Deci pivotul, rădăcina, va avea îngrășăminte la dispoziție de sus, de la suprafața solului până la vârful pivotului. Da, altceva? Poate am mai scăpat eu unele chestii din vedere, dar ia că și pe ăsta vreau să-l testez, pentru că nu toți avem posibilitatea să facem asemenea construcții destul de complicate și oarecum scumpe. Am pus și ăsta, săgeata asta de la prășitor, și îmi trebuia practic o bucățică mai lungă ca să lucreze cum trebuie, pentru că lucra prea la suprafață. Ca să taie resturile vegetale, ia, deci altă variantă, a treia practic, voi pune, dacă este, un taler de disc aici în față. Nu? Taie la mijloc și ăstea de aici vor duce în stânga și în dreapta pământul. Iar în spate de tot, iară două talere de disc așa, să-mi aducă pământul la mijloc, deci să toace resturile vegetale, să-mi aduce pământul cu resturile vegetale și pământul amestecat, nu, să mi-l aducă în șanț, tot cu diuza aia pe undeva prin spate, pentru acceleratorul de humus, și cred că totul va fi mai bine. Deocamdată mâine continui acest sistem, ca să nu mă duc degeaba la câmp să-l testez numai pe ăsta, că primul era testat, trebuie să lungesc ăsta cu cel puțin o palmă, 10, o să pun o lungime de 15 cm. Desigur că ciodată un sistem merge destul de bine, el poate fi îmbunătățit, ramforțat și făcut toate cele ca să meargă bine. E, cam atâta deocamdată, ne-am mai auzi pe YouTube cu indicații prețioase de la dumneavoastră, cu ce mai pot să fac eu, cu ce mai găsim piese disponibile și ieftine, și să sperăm că va fi ploaie. Numai bine și sănătate!